Anul acesta, Salonul Hunedorean al Cărții l-a avut printre invitații de marcă pe binecunoscutul și îndrăgitul preot, profesor universitar, doctor abilitat Constantin Necula, unul dintre cei mai cunoscuți slujitori români ai altarului, un duhovnic dăruit cu har care se bucură de aprecierea oamenilor de toate vârstele. La această întâlnire, părintele Constantin Necula a prezentat două cărți al căror autor este Ogorul cu îngeri și Zile și cărți. Părintele Necula are darul de a găsi, de a construi punți trainici de comunicare cu oamenii, știe să-și apropie cititorii, auditorii, enoriașii de esența creștinismului. Acest lucru se vede foarte limpede din cărțile pe care le-a scris și pe care le-a lansat în această seară la Deva. Dincolo de specificul lor profund creștin, fiecare carte este în felul ei o caldă pledoarie pentru lectură, pentru prezența cărții în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Pe lângă slujirea altarului, pe lângă dedicarea trup și suflet vocației sale de duhovnic, de preot ortodox, părintele Necula s-a pus și în slujba scrisului, pentru care vădește un talent evident, reușind să ajungă chiar și la sufletele copiilor. Pentru părintele Necula, cartea este sfântă. Ce ne-a mai rămas? În afară de citit, totul e o pulverizare de informații care până la urmă nu rămâne de partea noastră și dacă schimbăm canalul, schimbăm informația și nu se bat cap în cap. Cartea e sfântă. Măcar te ceartă cotorul ei din bibliotecă dacă nu o duci până la capăt. Studenții mei au fost convinși și sunt convinși că îmi vor tapeta mormântul cu cărți și sicriul meu va fi făcut din cărți și sub mine și deasupra mea vor pune cărți și asta mă onorează. Deci înseamnă că au înțeles. Au înțeles bine ce am vrut să spun. Biblioteca județeană Ovidensușanu i-a acordat părintelui Constantin Necula o diplomă de excelență în semn de prețuire pentru binefăcătoarea lumina credinței pe care ne-o dăruiește mereu. În cele două cărți pe care le are și astăzi aici expuse și, după cum vedeți, foarte vândute, să aducă acea porțiune de lumină pe care probabil toți o caută sau caută să o înțeleagă, dar nu reușesc să fie pătrunși întotdeauna de ea la modul în care aceasta vrea să fie primită și păstrată. Sunt foarte bucuros că lumea măcar în acest fel a reușit să înțeleagă că modul de a exista, de a ființa, este numai în momentul în care ai o parte din acea lumină divină sau măcar o înțelegi și te comporți ca atare. Iar părintele Nicula este un exponent deosebit al acestui curent de iluminare a minților tuturor, de la mic la mare. Avem ce învăța de la dânsul, învățăm cu adevărat ce înseamnă puterea rugăciunii, sfaturile duhovnicești ajută foarte mult, ne învață cât de important este să avem un duhovnic, este un om deosebit, un părinte adevărat, care cu siguranță e la sufletele tuturor. De-aia și suntem acum aici. Deosebit. Îl iubesc de-a dreptul. V-au ajutat în viață cărțile domniei sale? Încerc să cultiv, să folosesc ce spune părintele Necula. Învăț din tot ce scrie acolo. La final, părintele Constantin Necula a oferit autografe doritorilor pe cele două volume lansate în cadrul Salonului Hunedorean al Cărții. Vineri seară s-a încheiat și ediția din acest an a Salonului Hunedorean al Cărții. În această seară încheiem o nouă ediție a Salonului Hunedorean al Cărții, o ediție reușită. Este un motiv de bucurie, dar și de tristețe în același timp, pentru că ne despărțim pentru o perioadă de un an de prietenii noștri cu care de-a lungul anilor am reușit să creștem acest târg de la o ediție la alta. Le mulțumesc din suflet pentru tot ce au făcut pentru organizarea impecabilă a Salonului Hunedorean al Cărții, ediția 22.